semnele venirii. Glorie! Glorie lui Dumnezeu, glorie! Glorie! Glorie Celui ce vine noi! Noi de mult noi așteptăm, glorie! Cu adâncea din cerii suspine! Semnele venirii bat în prag ca un mister, căci s-apropie plecarea mântuiților spre cer. După cum un mugur proaspăt sau un fir de ghiocel prevestește că atrage primăvara după el, tot așa sunt niște semne care au ceva de spus. Ele prevestesc în taină revenirea lui Isus. Primul semn e cartea vieții, Biblia, Cuvântul Sfânt. Vestea ei cândva ajunge să pătrundă pe pământ. Când va ajunge să sfârșească Spunea cel veșnic cu privire la sfârșit. Oamenii vor fi fățarnici, cum nici nu s-a pomenit. Iubitorii vor fi de sine, falși și plini de răutate, fără milă, fără teamă, frați pe frați, sorda la moarte. Un alt semn vestind sfârșitul, dureros și plin de amar, vor fi mari deranjamente în sistemul planetar. Iar în urmă un semn aparte, nu în sferele genunii, ci în locul celui sfânt, stând puterea urciunii. Dându-se mireasmă sfântă, fără jertfă, fără altar, fără sfânta părtășie, dar și fără sfântul har. Acest semn e chiar finalul. La început apare tipic, însă vai, căci el atrage fenomen apocaliptic. În acele clipe grele vor fi cântece de jale, vor fi ploape înlăcrimate și suspin pe sfânta cale. Vor fi teascuri rezervate pentru smirnă și aloie, căci va triumfa păcatul ca în zilele lui Noe. Se va ridica spre ceruri
de sub teascuri un parfum, deși firia n-o să vadă decât flacără și fum. Cei ce au mari experiențe în viață cu Hristos le va prinde tare bine, le va fi de mult folos. Căci în vremuri ca acelea, cu semnale derutante, dacă n-ai convingeri proprii, nu poți ști de vei răzbate. Nu poți ști de ai puterea și curajul îndeajuns ca să mergi chiar și la moarte pentru crezul în Isus. Nu poți ști de ești în stare să ții steagul glorios când va bate vijelia lepădării de Hristos. Dar de te-ai luptat cu tine și te-ai pregătit mereu, de-ai trăit neprihănirea și prin bine și prin greu, de-ai știut să faci în grabă sufletului tău aripă, de-ai știut ce-i renunțarea la plăcerile de-o clipă, de-ai știut să scoți din tine falsul când a încolțit, de-ai putut să iei postura omului neprihănit, atunci poți cu demnitate să fii omul elocvent, poți ieși la întâmpinarea oricărui eveniment. Căci nu ți-ai legat de humă marele tău viitor, ci ți l-ai legat de Domnul, scumpul nostru salvator. Poți să întâmpini cu căldură chiar și chinul cel mai greu, căci în tine-i o putere, un fior din Dumnezeu. Pot să vină orice hulă cu privire la Hristos, tu vei merge înainte mai convins, mai glorios. Tu îți vei cânta cântarea anilor de pribegie, însă ancorat de ceruri, ancorat de veșnicie, vei primi și tu oferta slăvilor de aici de jos, numai dacă îți porți ștafeta lepădării de Hristos. Chiar dacă ar fi să îndur din greu dureri și lacrimi și rușine, ajută-mi Dumnezeu să mă las de tine, să nu pot să mă las de tine. Ajută-mi, Dumnezeul meu, să nu pot să mă las de tine. Chiar dacă ar fi să fiu răpit și în noapte dus de mâini haine, oricât închis și chinuit, să nu pot să mă las de tine. Să nu pot să mă las de tine, oricât închis și chinuit, să nu pot să mă las de tine. Să fim
ne despărțim de tine. Chiar dacă ar fi să știu că mor, departe dus în zări străine, tânjind de-al casei mele dor, să nu pot să mă las de tine, să nu pot să mă las de tine, tânjind de-al casei mele dor, să nu pot să mă las de tine. Fraților, credința noastră nu-i ceva la întâmplare. Mulți batjocoresc credința. Fiecare dă ce are. Noi nu ne oprim aici la păreri ce smărginite. Noi știm bine că Hristos nu ne înșală, nu ne minte. Noi avem dovezi concrete cu privire la Hristos. În El nu e înmarginire, El e în totul glorios! Îi glorificăm puterea și iubirea-i salvatoare și Îl vom sluji pe El până la ultima suflare. Pot să vină orice vremuri, nu ne frică, nu ne pasă. Cu atât ne vom zori să ne îndreptăm spre casă. Mi-e dor de patrie, mi-e dor, mi-e dor de înger și de Iisus cel răstignit. Fraților, luați aminte, viața noastră e trecătoare. Dacă azi suntem aici, nu suntem la întâmplare. Nu știm mâine ce o să fie, nu știm timpul de îndurare. Însă cel ce a spus că vine, strigă astăzi, deșteptare! Vine ziua despărțirii de hambarele de jos. Vine vremea să răspundem de nădejdea în Hristos. Vine vremea să-ți dai seama ce înseamnă libertate, ce înseamnă părtășie, ce înseamnă unitate, ce înseamnă siguranța unui om evlavios, ce înseamnă dăruire în lucrarea lui Hristos. Vine vremea când cu lacrimi vei cânta o melodie, când cu adevărat trăi vei anii grei de pribegie. Vine vremea să se aleagă bob cu bob pentru hambar. Vine vremea să-ți dai seama ce înseamnă a fi în har. Azi e vremea când se cerne pregătire, pocăință. Vine vremea când trăirea va fi numai prin credință. Nu e ușor
merită. E ușor, dar merită. Să-i slujim cu dăruire. Să-i slujim cu dăruire. Căci la capăt ne așteaptă. Căci la capăt ne așteaptă. O frumoasă moștenire. O frumoasă moștenire. Nu e ușor să spui că Pavel. Nu e ușor să spui că Pavel. Am sfârșit călătoria. Știi ce ne așteaptă când ajunge vom acasă? Ce surpriză, ce primire, ce întâlnire glorioasă! Dacă ai ști ce-i veșnicia petrecută cu Iisus, de-ai vedea Ierusalimul, cel din patria de sus. N-ai mai sta deloc pe gânduri, n-ai mai sta pe la răscruci, ce-ai pornit spre Golgota, zi de zi mereu să urci. Ți-ai strivit pe nicovală stilul tău de fariseu și te-ai prăbușit în țărână să te împaci cu Dumnezeu. N-ar conta care-i paharul, n-ar conta chinul de-o clipă, n-ar conta ce spune lumea, că din tine faci risipă. Ce-ar conta să știi atâta, că ești gata, pregătit, ori și când veni va Domnul, să poți fi și tu răpit. Căci dator să știți, cel veșnic nu rămâne nimănui, toți își au un timp, o vreme, el își are vremea lui. Două zile care a zis că lucrează azi și mâine. Iată-le că s-au sfârșit! Fraților, Hristos revine! Semnele ne bat în prag, stă surpriza la semnale. Toți străjerii de pe ziduri strigă într-una, deșteptare! Se zăresc biruitorii! Cu cât drag se încolonează, se aude melodia ce încet se fredonează. Crește în crânguri simfonia tuturor ce gem și așteaptă. Sfinții își pregătesc candela, porumbița se deșteaptă. Duhul Sfânt e în plină slujbă, cercetează, pregătește. Imnul Sfintelor semnale, plin de forme, izbucnește. Și-ați privegheat într-una și-ați fost tot timpul gata. Bucurați-vă de-acum, iată-l vine-i curând. Aproape se termină așteptarea și într-o bună zi pe boltă răsunava deșteptarea. Vor suna preluni, trompete, teribile de mor și prin sunet cel ce vine. A venit triumf.
clipă, tot văzduhul va fi plin de o sanare. Se va clătina pământul de puterea slavei sale. Și atunci, mare minune, din pământ cât și din mare, toți cei sfinți în haine albe vor ieși la întâmpinare. Vom ieși și noi aceștia.